Bine ați revenit pe BookTube-ul editurii Litera. Eu sunt Ioana Bulea Constantinescu, iar noi vorbim astăzi despre 8 reguli ale iubirii, cea de-a doua carte a lui Jay Shetty. Jay Shetty a publicat Gândește ca un călugăr, prima lui carte, în urma unei experiențe care i-a schimbat viața. La vârsta de 21 de ani a devenit călugăr budist, după care s-a transformat interior în urma acestui proces și a făcut din acest lucru o carieră. Vorbește despre felul în care, bazându-ne pe textele vedice, ne putem schimba experiența de viață. Shetty are și un podcast din 2019, se numește On Purpose și vi-l recomand măcar pentru invitații săi, care de la Drew Barrymore la Robert Waldinger sau Alicia Keys sunt nume într-adevăr cu mare rezonanță și discuțiile sunt mai mult decât incitante. Cartea aceasta este recomandată de Jennifer Lopez, de Esther Perel, așa cum scrie și pe coperta a patra, și interesant că vorbim despre niște reguli, dar de fapt ce propune Shetty este să ne regândim cumva relația de iubire, în așa fel încât să evadăm din clișeele pe care, trebuie să recunoaștem cu toții, feed-ul nostru de Instagram, în general social media, serialele pe care le urmărim, filmele pe care le vedem și o mare parte din literatura pe care o consumăm ni le prezintă. Ce face aici Shetty, practic, este să ne îndrume cum să nu ne folosim partenerii pe post de Advil și în același timp cum să-i integrăm în existența noastră, să nu încercăm, știu eu, să folosim niște reguli generale, ci să ne întoarcem mereu spre experiența noastră personală și să aplicăm lucruri pe care, iată, el le izolează în aceste texte cu un profund substrat filozofic, le scoate cumva la suprafață și le aplică vieții contemporane. E o viziune foarte interesantă, măcar de studiat, inclusiv din punct de vedere antropologic, aș spune că merită să vă uitați prin această carte. Nu o să vă dezvălui cele 8 reguli, pentru că mi se pare important să le descoperiți singuri, dar vă invit să-l descoperiți pe Shetty, pentru că e un personaj contradictoriu, paradoxal și în același timp extrem de incitant, extrem de interesant. A fost invitat și girat de Netflix, de Google, de Microsoft, de nume foarte mari în piața internațională. Așa că, dincolo de tot ce înseamnă motivațional, dincolo de tot ce înseamnă influencer, pentru că el este și așa ceva, vă invit să-l descoperiți și să-i citiți cărțile.